Vă cum vedeți aici în fața mea un butuin 520 simplu cu o furcă sără Sunter, 200 mm, 24 de viteze, frâne mecanice și o să vă văd ce trebuie să verificați la ele când le cumpărați. În primul rând, apăsați frâna față, după cum vedeți aici, și o mișcați cu piciorul din șa, să vedeți dacă aveți joc aici la cuveți. Aici, după cum vedeți. Al doilea pas, probați frâne, dați o tură cu ea și să vedeți cât de bune îți. Ori vă lăsați o leacă pe furcă. Să vedeți că cam cât dă din ea. Așa. Uitați la lanț dacă e destul de ruginit. După cum vedeți, asta e cam dus. Ca să focalizeze. După cum ați verificat lanțul, mă închis la prima din greșeală. Verificați lanțul dacă e destul de bun. Vă uitați la aceste rotițe, care din partea asta nu se văd. Să vedeți cât de uzate sunt. Așa. După aceea, vă duceți în partea cealaltă, ca să vă vedeți mult mai bine. Și trageți de lanț ceva de genul. Și ce vă dați seama cât de mare usură, dacă nu aveți un aparat de măsurat. Care vă 5 lei, dar din păcate n-am lumină acum. Vă uitați la plăcuțe, dacă sunt uzate. Nu știu în ce poziție să vă arăți. Așa. Uitați la furcă dacă are zgâretul asta, cum vedeți, are. Așa. Și la uzura ei, la cauciuri, vă dați seama. Dacă scoapte, o să aibă niște crăpături aici pe o parte. Vă uitați la pedale, să vedeți. La bați pedalier, îl puneți în viteză, ceva de genul. Și îl mișcați din dreapta în stânga, ceva de genul. Să vedeți dacă avea de joc. Și el, din păcate, n-are. Vă uitați cum am zis, verificați plăcuțele spate. Vă uitați la ele. Uitați cu mâna ceva de genul să nu să simțiți teancul sau cum ar vine aici, astea nu sunt destul de uzate. Uite asta așa să n-aibă vreun joc și rămașoane să nu fie mâncate sau să aibă puncte de rugină sau după cum vedeți răbituri. Și aici eu avut o căzătură și are o leacă ghidonul mai strâmb din păcate. Și cam acestea sunt sfaturile ca să vă cumpărați o bicicletă second hand, dacă nu vreți să vă cumpărați una nouă.